Desfigurată de durere la înmormântarea fratelui său, Simona Trașcă a fost parcă la un pas de leșin când l-a condus pe Vali pe ultimul drum. Simona Trașcă și mama ei privesc încremenite sicriul în care Vali își odihnește de acum somnul de veci. Sunt cele mai grele clipe pentru sora Simona și mama Livia. Știu că Vali e acum undeva sus. Dorința mea care vin să-mi dea Dumnezeu să dea timpul înapoi cu 2 ani de zile că am ieșit la pușcărie și să fiu cu toți frații mei, adică să fim toți. Eu iubesc mult pe Simona, adică țin mult de tot. Desfigurată de durere, Simona nu poate decât murmura o rugăciune pentru cel pe care nu poate accepta că l-a pierdut. Și mama lui este la capătul puterilor, pierdută de tot în fața capelei. Femeia bate cu pumnii în geamul mașinii unde e sicriul. Mi-aș fi de tare că am făcut multe lucruri necesite și mi-aș fi de tare că... Știu că a făcut și rele, dar a suferit atât de mult, atât de mult. O parte din inima mamei a pierit odată cu Vali, iar sufletul Simonei este făcut țăndări.